Salut, camarazi, bună dimineața! Sper că ați dormit bine. I-am dormit binișor. Am făcut și niște drumuri, așa, drumuri mai lungi de dimineață. Am fost până în centru. Am vorbit cu un amic din Maroc, de la ambasada Marocului. Mi-a promis niște monede și niște bancnote din Maroc și din Sudan. Mâine mă văd cu el să mi le dea, că știți că eu am pasiune pentru monede vechi și bancnote vechi, așa. După aia am mai făcut o tură prin centru, erau ceva turiști, cred că o să mă apuc iar să mai câștig și eu un bănuț ca ghid turistic. V-am anunțat că începând de săptămâna viitoare, dacă totul merge bine, cred că astăzi mă rezolvă Cristian cu unitatea centrală recondiționată la preț mai mic și probabil că mâine vine și mi-o instalează și luni vine aia și îmi pun cablu, știți? Deci adică să dea drumul, cablu e pus deja, doar să bage routerul. Și dacă vrea Dumnezeu, de săptămâna viitoare o să am condiții mai bune, o să lucrez mai bine și... V-am zis, o să încep să dau meditații online, știți, de 2-3 ori pe săptămână, care aveți plăcerea și sunteți nevoiți să învățați o limbă străină. Engleză știu mulți, adică pot să vorbesc și engleză, dar am zis să dau mai mult pe germană, franceză și italiană. Și dacă vreți, vă învăț cele trei limbi. Fiecare donează cât îl duce pungă acolo și vedem, o să ne înțelegem precum catarii. O să mai fac reclamă și pe la niște licee, să vedem că mai sunt și copii de ăștia care nu prea trage inima la limbi străine, mai ales germană, franceză și italiană. Deci sper să fie bine. Ce să vă zic... M-am îngrășat un pic, am devenit mic burghez, uite aici sunt cu mâna pe burtică, m-am îngrășat vreo 2 kg, cred, da? O să mă apuc să alerg, să fac gimnastică și le dau repede jos, că nu e o problemă la mine să dau jos. Așa, sper că sunteți bine, sănătoși, vă doresc o sâmbătă și o duminică fericită, plină de bucurii, interacționați, stați de vorbă cu ai voștri, cu cei dragi între voi, cu, virgulă, copiii, pentru că, vedeți, lumea actuală suferă de singurătate, înțelegeți? Oamenii nu mai comunică, stau ca tâmpiții cu capul toată ziua în telefon și nu mai comunică unul cu altul, asta e tot o formă de manipulare și de control mental, din partea știți voi cui. Așa, deci vă doresc sâmbătă și duminică numai de bine. Am mâncat și 2 mititei de dimineață. Am dat pe la Cotroceni să vorbesc cu camaradul meu tăbăcar, cu Dodo, cel mai tare tăbăcar din Europa. Și își caută și el o casă pe la Comana, pe acolo și ea, dar nu vrea teren să punem 2 camere pe el, vrea o casă direct chiar și cu o cameră jumate, cu 2, știi, și după aia vede el mai departe, dar prețurile sunt cam pipărate, știți că oamenii au nebunit după bani, știi, mai bine o lasă pârloagă decât să o dea la un creștin să o vândă, știți, asta e. Deci o să fac câteva clipuri, diseară la 8 face live. Ce să vă zic, vă doresc tot binele din lume și vouă și la familiile voastre și la cei dragi, să fiți sănătoși și aveți grijă de voi. Am dat pe-n piață, mi-am cumpărat o jumătate de cireș, le-am mâncat, le-am contopit, știi? Adevărul că erau bune, dar am luat alea mai ieftine, la 10 lei, că erau 15 lei, 18 lei, am luat o jumătate de 5 lei, am luat de poftă. Și mi-am cumpărat și drăgaică, știi? Ceai și ceai de mușețel. Am făcut deja ceaiul de mușețel, după amiază fac de la de drăgaică și beau. Vi-l recomand și vouă, ceaiul de mușețel, de drăgaică, de coada șoricelului, coada calului, rostopască, tătăneasă, ce mai e,
tot ce e plantă și se poate face, ce ai beznă ea și o să fiți, o să trăiți până la vârsta mea cel puțin. Vă pup cu drag, ne auzim mai târziu, o duminică fericită, pa, camarazi!